ziua și bine ați revenit la Colegiul Național Vasile Alexandrii, la Forumul Sud-Est organizat aici la Galați. Stăm de vorbă cu reprezentantul echipei care ne-a filmat, ne-a fotografiat, ne-a intervievat și ne-a urmărit în fiecare clipă pe parcursul acestui eveniment de două zile, respectiv reprezentantul Mediateam. Eric, cine este Mediateam? Mediateam este o echipă care se ocupă în special cu producția media și cinematografie. De unde veniți voi? De la Liceul Tehnologic Paul Dimo, de la secțiunea de profilul multimedia. Există acest profil la noi în Galați, la Liceul Paul Dimo, da? La Liceul Tehnologic Paul Dimo. Spune-mi care a fost, eu știu sigur că voi aveți o experiență foarte vastă în diverse, mă rog, filmări, emisiuni, filmulețe, ați și câștigat un premiu foarte important la Buvi anul acesta. Vreau să te întreb care este, cum a fost experiența sau, mă rog, cum este încă experiența de zilele acestea cu proiectul Merito? Cum o vedeți voi ca organizatori și participanți direct? Păi, o vedem ca pe o provocare nouă. Suntem în căutare de noi provocări și vrem să fim cât mai perfecționiști, cât mai profesioniști și să aducem toate lucrurile bune aici. Ce a fost nou în această provocare de zilele astea? Felul în care ne-am organizat. Mai precis. Păi la celelalte evenimente, am învățat din evenimente cum să ne organizăm cât mai bine. Și aici la Merito chiar ne-am organizat foarte bine, am avut și aparatura nouă care ne ajută și eu zic că a ieșit foarte, foarte bine. A ieșit extraordinar de bine și asta o să vadă și privitorii podcastului și ai, mă rog, emisiunii în întregime. Au văzut și aseară când ați transmis în direct. Ați mai avut experiențe cu mâncarea, cu o transmisiune în direct a unei, mă rog, emisiuni, în afară de asta de seară? Nu mai știu sigur la câte evenimente au fost. La câte evenimente au fost în direcție? Pot să vă dau un eveniment concret unde am avut parteneriat cu cei de la On Stage și am fost în backstage la zilele Galaciului, când am făcut fotografii. Am ajutat parte de sunet, am învățat lucruri de la domnii de la On Stage. Înțeleg că ați fost în săli, ați filmat atelierele care se desfășoară, ați fotografiat, ați făcut mici interviuri. Ce ați observat și v-a plăcut la aceste experiențe? Este o experiență nouă pentru noi. Să fim înconjurați de profesori cu atâta experiență, cu o foarte bună mentalitate și, nu știu, este foarte plăcut să fii lângă persoane atât de bune, atât de calme și atât de inimioase. Ți-ai dorit ca toți profesorii tăi să fie așa? Da. Sigur. Spune-te, rog, care ar fi planurile voastre de viitor, ale voastre ca echipă? Să ne creștem echipa în primul rând și să fim o casă de producție. În plus, aș vrea să te întreb de planurile tale de viitor. Ce te gândești să faci? În ce clasă ești? A 12. Deci este o întrebare foarte bună pentru momentul în care te afli. În primul rând să termin cu sesiunea acuacului și după aceea să intru la o facultate pe actorie. Îți dorești să fii actor. Exact. Între noi fie vorba, Eric a fost protagonistul, m-a jucat rolul principal în filmul pe care l-au premiat cei de la Buvi. Este o poveste lungă. Noi am făcut două book trailere.
Așa. Primul book trailer a fost pentru cartea Sfârșitul șoaptelor. A, și deci erai tu, da, actorul principal, rolul principal. Da, da, da. Și rolul celălalt a fost al colegului tău, nu? Din trailerul, book trailerul. Sfârșitul șoaptelor? Da. Da, da, a fost un coleg. Ulterior, nu am prins loc pe carte, pentru că este pe locuri. Și mi s-a repartizat Splendida cetatea celor 1000 de sori, în care protagonistele erau două fete. Erau două fete, da. Erica, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Îți doresc ție succes și vă doresc vouă succes celor din spatele camerei care ne filmați acum. Doresc succes mult Alexandrei, care este profesoara voastră absolut minunată, și mulțumesc spectatorilor care ne-au privit și sper să ne mai privească și la următorul podcast pe care îl pregătim pentru ei. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!